Salut, salut și bine v-am găsit oameni buni la un nou episod și astăzi am pregătit un video foarte special și foarte interesant. Astăzi o să vă prezint toate manualele mele cu instrucțiuni de la toate seturile mele Lego și iată le avem aici. Aici sunt toate manualele mele. Deci voi începe cu acesta. Glumeam, desigur, nu aveau cum să fie astea toate manualele mele de instrucțiuni, ci am mult mai multe. Așa că, ia uitați aici abia le pot ridica, nici măcar nu încap în cadru. Avem aici teancul acesta. Ok, am dat camera mai în spate ca să încapă tot teancul. Avem cele pe care le-ați văzut mai devreme, dar stați, pentru că mai sunt. Mai avem acestea și după aceea mai avem acestea mai mici și după aceea mai avem acestea și câteva sunt de la minifigurine, deci nici măcar nu știu unde să le mai pun. Și mai am Câteva aici și sper că acestea sunt toate. Cel puțin acestea sunt toate pe care eu le am. Din păcate, cele mai vechi nu le mai am. Nu știu ce am făcut cu ele, dar din păcate nu le-am păstrat și mi-aș fi dorit foarte mult să am manualul de instrucțiuni de la primul meu set LEGO, însă nu le am pe acelea din păcate, dar majoritatea, marea majoritate le am. Cred că doar vreo 4-5 manuale nu, nu le-am păstrat. Deci, ca să vă faceți o idee, așa arată această piramidă de manuale cu instrucțiuni de la LEGO. Mai am câteva mai mici de la minifigurine acolo în partea de jos și o să trecem prin toate. Bineînțeles că nu o să vă prezint fiecare în detaliu, pentru că videoclipul acesta ar dura 4 săptămâni, dar o să arăt fiecare, o să vă arăt de la ce set este și cu ocazia asta vedeți exact ce seturi LEGO mai am eu, seturi despre care poate nu am vorbit sau poate pe care nu le-am prezentat. Până acum am dat teancul ăsta masiv la o parte și o să începem cu aceste mici, nu poți să-l numești manuale cu instrucțiuni, însă sunt hârtiuțele pe care le primești la minifigurinele colecționabile, asta este din seria aceea cu războinicul ăsta de gheață, știți că am făcut un episod, mi-am luat mai multe minifigurine, asta este de la o serie recentă cu minifigurine Marvel. Asta este de la, adică asta este de la cea mai recentă serie, o am pe Kate Bishop din această serie. Asta este din aceea cu minifigurine What If, aici avem tot din uh, seria, nu mai știu exact care e numărul, asta e de la Harry Potter. Aici avem uh, una mai veche, ah, a nu, <laughs> este chiar cea mai nouă, seria 25, e ambalată altfel și de ce am crezut că este mai veche, de la minifigurinele Disney, uh, aici tot minifigurinele Disney, însă cred că este altă serie, Asta e tot de la o serie recentă și asta este uh, seria aceea de unde mi-am luat eu mini uh, minifigurine. Nu mai știu exact care e numărul, îmi cer scuze pentru asta, dar haideți să trecem și la... Uh, a, uite, astea sunt de la tot, uh, tot de la serie de minifigurine. Astea nu vineau îndoite, ceea ce mi se pare interesant. Deci astea sunt de la uh, Lego The Batman, în sfârșit o serie mai veche. Uh, și o serie foarte bună ia să desfacem asta ca să ne amintim ce minifigurine erau. Uh, aici am două orci din astea și pe Batman care este balerină și mai am altă minifigurină de aici nu. Ok și asta este același lucru. Apropo, pentru cei care se întreabă, am scanat toate aceste manuale pentru programul Lego Insiders și am obținut 700 de puncte, cum vedeți aici pe ecran. Ceea ce e puțin cam dezamăgitor, adică ați văzut câte manuale am și cât de multe sunt și o să vedeți în continuare în episod și am obținut doar 700 de puncte, ceea ce înseamnă că ar trebui să mai scanez încă 3 manuale ca să am o reducere de doar 25 de lei. Așa că programul ăsta Lego Insiders nu știu cât de folositor este, trebuie să fii un mega colecționar ca să ai o reducere consistentă și dacă ai doar câteva seturi atunci nici măcar nu se merită să mai scanezi manualele și problema e că multe dintre manuale nici măcar nu au putut fi scanate, unele nu au cod QR, cum o să vedeți probabil în episod, iar unele au cod QR dar dacă le scanezi nu îți pune puncte, nu știu din ce motiv scanezi QR-ul și pur și simplu te trimite către instrucțiunile digitale și nu ai opțiunea de a adăuga cele 20 de puncte ceea ce mi se pare ciudat pentru că unele sunt seturi destul de noi adică la manualul de la setul cu Indiana Jones cu avionul acela nu merge codul QR chiar dacă este un set foarte recent așa că nu înțeleg cum funcționează puteți să-mi spuneți în comentarii dacă ați avut și voi probleme din astea și dacă știți care e explicația, dar acum haideți să revenim la episod. Avem aici un set micuț de la The Lego Movie 2 cu bebeluși și sclipici. L-am luat pentru bebelușia aceea. Nu știu cât o să ține episodul ăsta, dar o să încerc să trec cât mai repede. O să iau un teanc aici ca să nu mă tot întind. Avem aici acest set Lego City cu motocicleta asta am cumpărat ca să văd cum funcționează. Aici niște polybag-uri Friends. Știți când am luat, am luat Lego de la Penny cu 3 lei, undeva în jur de 2 lei, 53 lei am dat pe fiecare set din acesta. Deci consider că a meritat. Uite aici de la altă serie de Batman. Da, deci înainte nu erau atât de îndoite hârtiile astea din pungile cu minifigurine. De aici pe cine am, pe Jorel, Jorel super tare minifigurina asta și cam atât. Asta cred că a fost prima serie și cealaltă a fost a doua, dacă nu mă șel, sau e invers. S-ar putea să fie invers, nu știu, spuneți-mi în comentarii dacă știți. Asta este de la The Ninjago Movie, încă o serie iconic, știu că îmi doream atunci să le am pe toate, dar am destul de multe din seria aceasta. Pe cine am de aici, să vedem, îl am pe Zane. Al cărui corp e folosit și pentru minifigurina mea care este logo-ul canalului. Îl am pe tipul ăsta cu peștele pe capul, am și pe ăsta. Și știu că un prieten de-a meu a nimerit această minifigurină. Dar cam atât cred din această serie. Ok, avem aici un set superheroes. Ăsta era din revista Genius, cine mai, ține revi... cine mai ține minte revista Genius este o legendă, era o revistă de știință foarte interesantă și îți dădea cadou cât un polybag cu diferite seturi. Ăsta avem de la un set foarte mic, am făcut și un review la setul ăsta, ăsta l-am luat cu 4 lei tot de la Penny. Aici avem niște seturi iconice pentru mine, astea sunt primele mele seturi Lego Ninjago, ăsta și cel cu dragonul lui Cowler, nu știu exact dacă o să găsesc și manualul acela. Da, seturile acestea iconice, două, astea două cred că le-am și prezentat, dacă mi-aduc bine aminte, și setul ăsta care vine cu Kai Aici avem un set Rebels, e un set cam nașpa, sincer să fiu, nu, nu arată foarte bine acest TIE Fighter. A, ah, uite-l pe Cowler de care vă spuneam, încă nu mi-aduc aminte dacă ăsta sau setul acela cu Air J este primul meu set Lego Ninjago, dar la am pe amândouă unul după altul și de aceea nu mi-aduc aminte. Tankul lui Zane, o variantă în miniatură a celui set mai mare. Încă un set de Batman Movie, asta a fost o gamă foarte bună și filmul. Lego de Batman a fost chiar foarte tare și este greu de egalat, sincer să fiu, un film atât de bun. Mi-a plăcut, a fost amuzant, seturile au fost bune și mă bucur că am câteva seturi. Setul ăsta tot de la revista Genius, un set Nexonides. Nu prea am foarte multe seturi Nexonites, dar am câteva minifigurine de pe la reviste. Asta e tot o variantă în miniatura unui set mai mare cu robotul ăsta lui Cole. Aici avem un set City tot de la Penny, l-am luat pentru um, această pisică de mare și un set Lego Friends tot luat de la Penny. Uite că cu ocazia asta pot să îmi spun părerea mea despre toată colecția mea și pot să trec așa și să vă arăt exact ce seturi Lego am eu fără a le filma propriu zis. Am acest set, normal că l-am am, am manualul în mână, nu știu ce am vrut să zic. Îmi place setul ăsta, asta am vrut să zic, uh, care vine cu varianta vechea lui Han Solo. Uh, încă un set micuț, Lego City, un set Eternals, pe care l-am primit ca cadou. Nu mi-a plăcut deloc filmul ăsta. Filmul ăsta este... Cred că cea mai proastă creație Marvel din toate timpurile o consider mai proastă decât și Hulk. Uh, Măcar și Hulk a fost amuzant pe alocuri, dar ăsta a fost un gunoi total. Avem aici un Battle Pack Star Wars foarte tare. O avem pe Asoka. Asta am luat-o de la magazinul Lego din București. Aici avem... asta e pentru acela set. Am prezentat setul acesta pe canal. Avem acest polybag cu Wolverine. Nu polybag, ci un set micuț. Foarte bun setul și l-am prezentat și pe acesta. Mendo aici un BrickHeads cu Mendo și cu uh, Baby Yoda, aici aveam uh, niște seturi Nexo Knights, mai am unul de acesta, de felul acesta uh, Era un fel de echivalentul la seturile Air Jitsu de la Ninjago unde îți dădea o minifigurină, îți dădea mai multe scuturi din acestea și câteva piese, câteva accesorii, niște seturi destul de bune uh, Un set de Lego Movie 2 foarte tare setul ăsta, un battle pack practic cu mai mulți astronauti Lego clasici și ăsta un set grozav de la The Batman Movie care îți dă cele două minifigurine, cele două personaje principale din tot filmul, deci un set care se merită foarte mult. Ăsta e super tare cu buggy ăsta lui Lloyd și aici avem un set recent, nu prea arată setul pe, pe manualul de instrucțiuni. Avem un set mai recent cu Cole și cu acea fantomă. L-am cumpărat pentru fantoma asta, pentru că știți că mie mi-a plăcut foarte mult uh, episoadele cu fantome și o să mai iau un teanc de uh, astfel de cărticele. Un set cu Iron Man. Uh, ăsta este un set din acea serie de minifigurine construibile în stilul Bionicle de la Lego Star Wars. Am primit-o cadou, One Perei. Uh, arată la final celelalte minifigurine, ia să vedem. Da, uite-le aici. Uh, a fost interesantă ideea, însă nu prea funcționează bine pentru minifigurine obișnuite. Uh, funcționează mai bine pentru clone troopers care au uh, sau pentru troopers care au fețele acoperite sau cel mai bine funcționează pentru uh, personaje precum uh, Grievous sau Darth Vader. Alea două, uh, alea două seturi au fost foarte bune. Ăsta e de la un set foarte recent și deja vedem această trecere de la uh, manualele vechi la manualele noi. Despuneți spuneți-mi și voi cât de bine arată ăsta față de ăsta la alta. adică este o diferență ca de la cer la pământ. Înțeleg tot curentul ăsta minimalist, toată trecerea asta înspre simplitate, însă astea arată mult mai bine și tot ce ați văzut până acum, pentru că toate au fost de la seturi mai vechi, toate au arătat foarte tare, însă cele noi arată ca și cum ar fi fur, deci un mare dislike aici din partea mea. Îmi pare rău că Lego a schimbat designul, sper să treacă înapoi la un design mai ca lumea, pentru că cele vechi arătau mult mai bine și chiar erau muncite, chiar îți de impresia de calitate. Aici îmi inspiră o calitate îndoielnică, sincer să fiu. Ăsta de la un set recent, ăsta e tot de la un set recent cele două seturi Lego Minecraft, aici comparația este evidentă între manualele vechi și cele noi, deci ăsta este mult de o mie de ori mai frumos și e important ca manualele să arate bine pentru că sunt și ele colecționabile după cum vedeți și chiar mă bucur că le-am păstrat pe marea majoritate. Setul ăsta nu l-am prezentat, L-am cumpărat atunci când mi-am cumpărat și casa din singura casă și am luat eu mai multe seturi deodată, la fel ca și ăsta și ăsta l-am primit de ziua mea, un set Harry Potter, foarte tare setul ăsta, mai ales pentru aceste două piese, pentru testral și pentru puiul de testral. Aceste două seturi Lego Speed Champions le-am luat împreună cu casa din singura casă. Spuneți în comentarii dacă ați vrea să le prezint, știu că a trecut ceva timp de când le-am cumpărat și ar fi trebuit să le fac un review, dar chiar n-am avut timp în perioada aia. Dar dacă vreți un review, nu uitați să-mi spuneți în comentarii și nu uitați să-mi spuneți care este setul preferat, setul vostru preferat dintre toate pe care le vedeți aici. Battle pack cu acesta l-am prezentat. Ăsta este un set super tare, un Battle Pack cu foci, l-aș putea numi. Ăsta este un battle pack cu vidre. Ăsta este un battle pack cu clone. Am multe battle pack-uri. Setul Indiana Jones, foarte tare setul ăsta, l-am prezentat și pe acesta pe canal. Ăsta e un battle pack cu maimuțe, de data aceasta. Și trecem mai departe la un set Speed Champions mai vechi. Chiar arată super tare și manualul ăsta îmi place prezentarea, coperta. Un set foarte bun, primul meu set Lego Speed Champions, un set foarte reușit. Asta este un set de dinainte să se facă trecerea de la lățimea de 6 staduri la lățimea de 8 staduri. Deci seturile noi LEGO Speed Champions arată mult mai bine, dar pentru vremea lui ăsta a fost un set foarte bun. Avem aici această mașină cu înghețată, ăsta tot pentru mașina cu înghețată, ăsta este și el un fel de Battle Pack de la LEGO City, un Starter Pack. Uite, am și uitat de Battle Pack-ul ăsta, tot de la LEGO Star Wars foarte tare minifigurinele acestea două. Încă un battle pack. A, ah, battle pack-urile astea le-am luat țin minte pe unul am dat 20 de lei și pe unul am, am dat 30 de lei de la Ocean. Deci a fost insane. Pe vremea aceea la Ocean găseai niște reduceri incredibile. Acum Lego e mai scump la Ocean decât pe site-ul oficial Lego, ceea ce mi se pare foarte bizar. Încă un Sensei Ninjago, un Sen Ninjago Legacy. Foarte, foarte tare setul ăsta pentru minifigurine și pentru dragon. Uh, încă un set Ninjago și ăsta este de la The Batman uh, Credeam că este cel de-al doilea manual uh, Un set de Batman Foarte bun acesta pentru minifigurine Trei minifigurine foarte bune Catwoman, Batgirl și Robin Deci chiar s-a meritat setul ăsta uh, Ăsta este un set puțin mai ciudățel Cu Steve din Minecraft Nici nu știu exact de ce l-am cumpărat Probabil era la o reducere foarte mare Și de aceea l-am luat Dar e un set drăguț Setul ăsta l-am luat în mare parte pentru, pentru, sub, pentru minifigurine Mai ales pentru Clipto, câinele, dar și pentru Superman Și nu mai știu cum îl cheamă pe ăsta Să-mi spuneți voi în comentarii, nu mai știu cum îl cheamă pe acel personaj Ăsta este un set super tare, Dragonul lui Lloyd, unul dintre seturile mele preferate Clar, unul dintre cei mai buni dragoni de la Lego Ninjago Am făcut și acel video în care mi-am spus părerea despre el. Deci da, un set genial. Aici încă un set Ninjago din sezonul 8 cu această barca lui Kai și să vedem ce set este acesta. Este tot de la un set Lego City cu Pantera când erau acei exploratori din junglă. Bun, să mai adăugăm încă un tank. Abia am ajuns la jumătatea tankului, dar de acum încep manuale să fie mai groase, așa că nu cred că avem la fel de multe. Ăsta este tot de la setul de mai devreme. Foarte interesant vehiculul ăsta, această mașină, ăsta este de la Sala Armurii, cu Sala Armurii am făcut eu primul meu review de pe canalul ăsta și este un video special pentru mine, L am muncit foarte mult, m-am pregătit mult pentru el, eram așa mai emoționat fiind primul meu review și ăsta este un set excepțional. Mă bucur că l-am cumpărat chiar dacă a fost scump, chiar dacă am dat mai mulți bani atunci. Mă bucur acum să l-am, mă bucur foarte mult să am aceste minifigurine care sunt absolut excepționale și mă bucur că am făcut acea investiție, prefer să zic investiție, deși e o cheltuială, bineînțeles, dar mă bucur că am cumpărat setul la momentul respectiv și că acum pot să mă bucur de el și o să mă bucur de el mult timp. Asta este farmecul la Lego, eu mereu am zis chestia aceasta, Lego este absolut și etern. Foarte multe lucruri în viață sunt trecătoare, mai ales lucrurile pe care le cumperi cu banii. Să zicem că ți cumperi o pereche de Adidas și ți cumperi tu niște haine de firmă ca să arăți șmecher. Toate acele haine se duc, papucii o să-ți rămână mici dacă ești copil sau se vor rupe într-un final. Totul se duce, totul se alterează, mai puțin Lego. Lego este absolut și etern, Așa că dacă ții un set Lego o să-l ai peste 30 de ani și o să te poți bucura de el și peste 30 de ani. De aceea eu uh, continui să-mi cumpăr Lego și îmi voi cumpăra Lego uh, pe vecie și lăsând discuțiile filozofice la o parte. Mergem mai departe la uh, acest set Speed Champions, uh, un set foarte tare. Uh, știu că mă repet în episodul ăsta, dar toate seturile îmi plac pentru că de aia -alea, de -alea le-am cumpărat. Și setul ăsta este special pentru că e cu Formula 1, au apărut acum recent, știți că am făcut un video, au apărut mai multe seturi cu Formula 1, deci sper că o să le cumpăr și pe acelea. Avem aici acest Battle Pack, uh, battle pack cu clone 501st, aici ce e asta? Ah, tot de la, tot de la Speed Champions, deci uitați-vă cât de bine arată, cât de bine sunt prezentate seturile aici față de manualele noi. Uh, încă un set tare, poți să zi, îl numești așa un fel de battle pack pentru că îți oferă patru minifigurine foarte bune și patronul ăsta al lui Harry care arată special Ok, ăsta l-am mai văzut doar că este partea a doua Ăsta este tot de la un set pe care l-am văzut deja, un set LEGO tehnic pe care l-am primit ca două, foarte interesant și acesta uh, Un tractor, tare tractorul uh, Uite un set LEGO Star Wars Nava familiei Freemaker Sincer să fiu, nu știu de ce am cumpărat setul ăsta Adică era la o era la ofertă foarte mare Cred că am dat sub 100 de lei pe el Dacă mi-aduc bine aminte S-ar putea să mă înșel Undeva la 100 de lei, el costând Mult mai mult de atât Dar nu e cea mai interesantă navă Star Wars Adică este o navă creată de Lego, deci nu este o navă iconic din universul Star Wars sau care să facă parte din universul propriu zis, ci este o navă creată de Lego pentru serialul acela cu familia Freemaker, dar mă bucur că am acele minifigurine și e destul de special pentru mine setul ăsta. Uh, un set Ninjago din sezonul 8 cu The Nightcrawler. uite uh, un set de Batman, foarte tare setul ăsta cu Two Faces. Arată foarte bine acest excavator și îmi place cum este separat în două. Deci vedeți că avem partea asta cu țepi și cu tot felul de nebunii, iar partea cealaltă este arată obișnuit, la fel cum este și Two Faces din nou Dragonul lui Lloyd. Uite unul de în sfârșit niște manuale mai vechi de la un set mai vechi cu secția mobilă de poliție de la Lego City. Ia uitați aici, dacă vreți să vedeți copilăria mea într-o singură imagine și imaginile astea, spuneți-mi în comentarii dacă mai țineți minte pozele astea de la finalul manualului de instrucțiuni. Deci țin minte că mă uitam la imaginile astea ore în șir și mă uitam la fiecare detaliu pentru că mi se păreau atât de, atât de tari să vezi atât de mult Lego într-o singură imagine și toate seturile cum lucrează împreună. Din păcate Lego nu mai face asta, chiar ar trebui să, să, facă astfel de diorame pe care să le pună la finalul seturilor. Mai avem o imagine, nu mai avem, însă seturile vechi conțineau astfel de imagini și uitați aici ce seturi nostalgice. De seturile astea pentru mine reprezintă enorm. Uite, setul ăsta l-am, din păcate nu cred că am manualul de instrucțiuni pentru acest set. Setul ăsta l-am dat ca două unui prieten de ziua mea. <laughs> de ziua lui am vrut să zic țin minte că și setul ăsta l-avea încă un coleg de la mine din clasă, deci sunt seturi speciale pentru mine îmi face bucurie așa să-mi aduc aminte de ele și că tot vorbim de nostalgie, ăsta este de la unul dintre primele mele seturi LEGO am făcut review la setul ăsta este un set special, un set uh, foarte bun și unul dintre seturile copilăriei mele cu care m-am jucat sute de ore și uite că tot vorbeam, e puțin cam uh, o o de la alt set Aha, stați așa că asta sunt de la un alt manual. Cine îl mai ține minte pe copilul ăsta de la spatele fiecărui manual? Să vedem, oah, sunt cam dezmembrate aceste, mamă, pompieri ăștia vechi. Ia uitați aici, n-aveți idee cât de nostalgice sunt seturile astea. Mașina asta de pompieri, cred că este asta, o are tot așa un prieten de-al meu. Uh, setul ăsta mi l-am dorit foarte mult, din păcate nu mi l-am luat atunci când era mic și bineînțeles secția de, secția de pompieri era un ideal intangibil, uh, nu m-aș fi gândit vreodată, nu îndrăzneam să sper că o să am acel set. l avem aici și pe Chase McCain cu jocul lui Lego City Undercover. Uh, Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să încerc jocul ăsta și dacă vreți să fac niște episoade cu el. Chiar mi-aș dori, chiar ar fi super interesant. Uite aici încă o imagine cu garda de coastă, deci la pozele astea chiar mă uitam ori în șir și admiram fiecare detaliu și toate seturile și după aia mă uitam la review-urile lui Jenk Briggs și erau, erau vremuri bune, vremuri foarte bune. Dar da, de la o vârstă încep să fii nostalgic în ceea ce privește anii copilăriei. Aici avem manualul de la... stai așa, asta e partea din spate, A, asta e Ok, așa vine. Asta e partea din spate. Cum vine? În fine, le aranjez și eu aici că nu avem timp să ne jucăm prea mult, dar încă un set nostalgic, încă un set pe care mi l-am dorit foarte mult și l-am primit de Crăciun. Și este o amintire foarte frumoasă în care am construit acest set alături de familie. Deci da, mă bucur foarte mult și de setul ăsta. Să spuneți în comentarii dacă ați vrea să fac o prezentare și la acest set, pentru că este un set delicat un set care mă face sensibil, așa mă emoționează puternic și imaginea asta e foarte tare cu trenurile și cu orașul în spate. Și acum schimbăm puțin registrul cu niște seturi puțin mai noi. The Wamping Willow, am făcut review și la setul ăsta, un set super tare, foarte frumos, cu minifigurine bune, cu tot felul de detalii pe interior. Îmi plăcea mult mai mult stilul de dinainte, de la seturile Lego Harry Potter, acum le-au făcut așa mai modulare, poți să le combini etaj cu etaj, gen sunt ca niște camere independente, dar stilul vechi îmi place mai mult și mi se părea mai bun. Încunse Ninjago cu turneul elementelor, l-am prezentat și pe acesta. Aici avem X-Wing-ul pe care l-am prezentat relativ recent și ăsta... E un set bun care arată foarte bine pe display și aici avem un set Creator 3 in 1. Am primit cadou setul acesta, nu sunt mare fan Creator 3 in 1, nu e neapărat pentru mine, pentru că eu nu prea dezasamblez seturile odată ce le-am construit, dar sunt seturi bune și setul ăsta este foarte tare. Foarte tare ideea cu această bărcuță, cu minifigurinele care ies la pescuit. Crocodilul ăsta cred că l-am dezasamblat, dar da, un set dragut și aici instrucțiuni pentru toate cele trei uh, construcții pe care le poți face din aceste piese. Și acum este timpul să trecem la treburile puțin mai serioase. Vedeți că am deja niște manuale mai mari și mai, uh, mai uh, groase. Încă un set Lego City cu acest plug de dezăpezit. Asta este tot de la sala armurii. Uh, asta este de la setul Harry Potter cu Hogsmeade. Foarte drăguț setul ăsta, chiar arată bine, chiar îți dă așa o, un sentiment plăcut de Crăciun. L-am construit de Crăciun, deci s-a potrivit totul foarte bine. Asta este de la Batmobilul pe care l-am prezentat pe canal. Setul ăsta nou home, ăsta este și el un set foarte, foarte ca lumea. L-am luat în special pentru minifigurine, pentru că minifigurinele sunt speciale, dar și diorama asta arată bine și chiar arată bine pe raft. Deci, mă bucur că am cumpărat setul acesta la momentul potrivit Din nou The Night Roller, aici îl avem pe uh, micul Baby Da, Cred că nici măcar nu știați că am setul acesta, nu știu dacă am spus-o vreodată pe canal Un set Maricel, uh, tot, tot de Crăciun l-am construit acum 2 ani Și e un set drăguț, chiar drăguț, l-am primit și pe acesta cadou uh, Uite aici un set special, un set uh, care sigur vă impresionează Zorii destinului de fier era numele acestui set. Setul ăsta l-am luat la o reducere bombă, l-am luat cu 80 de lei, când el costa peste 300 de lei, deci o reducere enormă. Tot de la Oșan pe vremea aceea găseai niște reduceri imense și ceea ce este special este că setul acesta vine cu geminii timpului, care sunt două mini-figurine care au apărut doar în setul acesta. Și sunt două minifigurine foarte scumpe, foarte dorite și foarte căutate, mai ales că setul vine și cu toate lamele timpului. Deci setul ăsta a fost o decizie foarte bună, mă bucur că l-am cumpărat, mi-a plăcut foarte mult și este un set special. Sunt sigur că foarte mulți dintre voi care sunteți fani Ninjago vă doriți setul acesta, dacă nu, nu-l aveți și la final aici vreau vă să văd dacă avem imagini cu niște seturi de pe vremea aceea. Uite la aici avem fierăria despre care am vorbit în episodul acela cu cele mai bune clădiri Lego Ninjago. Avem mașina aceasta a lui Samurai X de pe vremea în care nu știam cine este noul Samurai X. Avem Destiny, nu mai știu cum se chema varianta asta lui Destiny Bounty. Sau era Swamp Bounty, era ceva de genul. Uh, un set interesant, motocicleta asta e tare și uh, da, a fost un sezon bun, a fost ultimul sezon în care ninja arătau așa cum arată acum, deci asta îl face să fie ultimul sezon Lego Ninjago original, cum aș spune eu. Și că tot vorbim de Lego Ninjago, ia uitați aici, The Destiny's Bounty, un set excepțional al doilea, cel mai mare set uh, Lego al meu. Um, cel, cu siguranță cel mai mare set Lego Ninjago, un set care vine cu toți Ninja, vine și cu Sensei U și cu varianta mica lui Lloyd și bineînțeles această corabie Destiny's Bounty care arată superb, arată foarte bine pe raft, are un impact așa când intri în cameră, chiar arată bine, chiar dacă nu ești fan Ninjago, poți să apreciezi corabia asta pentru că e stilul ăsta de corabie asiatică, are și pânzele astea foarte frumoase care sunt din material textil, deci un set de calitate, un set bun și că tot vorbim de seturi Ninjago foarte bune. Avem aici Mănăstirea Spingițu, încă un set super tare. Dacă vreți să vedeți review-uri la aceste trei seturi, la uh, Cel cu Mâinile Timpului, la Destiny's Bounty și la Mănăstirea Spingițu, nu uitați să lăsați un mare like, să zdrobiți butonul ăla de like, să dați un share și să vă abonați și dacă văd că lumea își dorește și îmi spune asta în comentarii, voi prezenta și seturile acestea. Setul ăsta din nou, un set nostalgic, pentru că e vorba de Mănăstirea Spingițu. Am zis la momentul respectiv că trebuie neapărat să sa să cumpăr setul ăsta, să plătesc acest tribut pentru momentele originale ale seriei și să am și o Mănăstirea Spingițu, pentru că episoadele vechi în care apare Mănăstirea sunt episoade extrem de nostalgice pentru mine și episoade la care eu țin foarte, foarte mult. Deci da, mă bucur că am luat aceste trei seturi la momentul respectiv. Ups, nu trebuia să se întâmple asta. Sunt trei seturi iconice, trei seturi foarte bune și sunt sigur că toți fanii Ninjago apreciază seturile acestea. Și mai avem două manuale, însă două dintre cele mai puternice. Mustangul, creator expert, clar unul dintre seturile mele preferate, clar cel mai complex set, un set superb, arată excepțional, nu ai cum, n cum să nu-ți placă setul ăsta, eu sunt un mare fan al mașinilor Ford Mustang, îmi plac muscle calurile, îmi plac mașinile de epocă, îmi plac mașinile în general și Varianta de Mustang din 1967 este un model excepțional, iar Lego a reușit foarte frumos să capteze, să surprindă frumusețea acestei mașini într-o formă Lego. Are linia asta foarte frumoasă, fastback, este un manual puțin mai premium, adică avem aici detalii despre mașină, imagini cu mașina reală, deci este stilul acela de manual de instrucțiuni pentru că este un set creator expert până la urmă, deci este un set mai special și vedeți și voi că setul este unul complex, adică experiența de construcție a fost excepțională, setul arată excepțional, are direcție, are tot felul de funcții, uite are și stickere în plus ca să poți schimba uh, numerele de matriculare pentru diferite zone ale lumii și uh, face reclamă și la Aston Martin lui James Bond, varianta, varianta Creator Expert. Deci da, și ăsta este unul dintre seturile mele preferate și mă bucur că l-am cumpărat, l-am luat de Black Friday cu 40% reducere de pe de pot, pe vremea aceea aveau niște reduceri foarte bune uh, și mă bucur de el foarte mult și oricine vine la mine acasă apreciază setul ăsta pentru că arată foarte bine. Ok, a trebuit să întrerup filmarea ca să mai dezinstalez niște aplicații pentru că nu mai aveam memorie în telefon. Se pare că 128GB nu sunt de ajuns. Și ăsta este manualul cel mai mare și cel mai gros și cel mai tare dintre toate. Este bineînțeles de la casa din singura casă. Nu o să vi-l prezint foarte detaliat pentru că v-am arătat mai multe detalii în review-ul în care am prezentat setul acesta. Așa că vândem să priviți acel, acel episod, am muncit foarte mult la el și da, este este o carte foarte groasă, are 460 de pagini este premium, avem detalii despre set, detalii despre film, despre designer. Este absolut impresionant și manualul acesta. Oameni buni, ăsta a fost episodul. O să readuc în cadru câteva dintre aceste cărticele ca să vă faceți o idee despre dimensiunea acestei colecții impresionante ale mele. Uite așa las, așa las imaginea să nu se vadă nimic altceva decât aceste manuale. Sper că v-a plăcut episodul, este un episod mai lung, nu avea cum să fie altfel, am încercat să trec cât de repede am putut prin toate manualele, dar sunt foarte multe, așa că videoclipul a ieșit foarte lung. Nu uitați să lăsați un like dacă apreciați munca depusă și dacă v-a plăcut episodul acesta. Spuneți-mi în comentarii ce seturi aveți din această colecție, care sunt seturile voastre preferate din ceea ce ați văzut aici și dacă vreți să vă prezint acele seturi Lego Ninjago incredibile, nu uitați să-mi spuneți în comentarii și noi ne auzim data viitoare. La revedere!